Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și bine m-am regăsit la un nou episod și astăzi facem un episod dintr-o serie care mă place destul de mult, mai exact seria în care tot squadul jucăm cu o armă. Diverse arme am jucat până acum, am jucat toate arâurile, bine, nu chiar toate arâurile posibile, dar aproape toate arâurile. Astăzi o să jucăm un SMG, mai exact UMP tot squadul, tot meciul, deci nu avem voie să luptăm absolut nimic în afară de UMP. Și bă, nu știu cum să vă zic, dar eu sunt top cu UMP-ul, gen sunt în top România, nu știu, pe top 9 sau ceva genul ăsta. Gen, am jucat destul de mult cu MP-ul, însă problema e că, bă, nu-l găsești. Sau dacă îl găsești, îl găsești în anumite meciuri, nu mereu. Adică am avut meciuri în care am căutat un MP-ul special ca să fac kill-uri, ca să urc cât mai sus în top și nu l-am găsit, efectiv. Așa că, bă, nu știu cum o să găsim noi toți 4 UMP, dar asta rămâne de văzut. O să ne despărțim pe hartă, chiar dacă jucăm la squad, o să ne despărțim pentru a găsi UMP-ul, fiecare într-un capăt a hărții, și încercăm să luăm buia, bineînțeles. Așa că, băieți, revenim din avion. Bun, băieți, și am revenit aici atât de Migdală, de Reaper și de o fată Gabriela pe care nu o cunosc, e prima dată sau a doua oară când joc cu ea. Bine, nu e Reaper, din câte vedeți l-am cu hashtag Laur, gen Laur e un prieten de meu foarte vechi, îl cunosc pe vremea de când îl pune și pe Reaper, de, nu mai știu, prin sezonul 3-4 pe acolo, de atunci joc cu el și mă înțeleg foarte bine, doar că el s-a lăsat vreo perioadă, vreo jumătate de an de joc, în fine. Poveste lungă, băieți. Bun. Bă, ideea e că trebuie să ne despărțim, să căutăm UMP și eu nu știu unde să mă duc. Dacă mă duc Sentosa, cred că o să vină squad. Mă duc Rimnam, bă. Cred că Rimnam. Rimnam, gen, nu prea e bine pe aici că nu e loot, dar măcar nu cred că o să vină player. Adică cine vine în Rimnam? Dacă era zona albastră, mai ziceai, dar așa nu cred că vine nimeni în Rimnam. Așa că mă duc, sper să găsesc și eu un UMP. Pentru că suntem un fel de solo versus squad, băieți. Nu știu cum să vă zic, dar suntem un fel de solo versus squad pentru că jucăm. Bă, dar squadra unde vine? Am înțeles, asta lipsea. E clar, da, trebuie să ne întoarcem. Lutez casa asta, poate am noroc. Deci da, băieți, oameni, suntem un fel de solo versus squad pentru că nu luptăm uniți. Dacă am luptat uniți, n-am găsit UMP. Și n-ar fi bine. Ok, bă, dar trebuie să dezactivez autopic, am mâncat bajucura voastră că mă lutez tot automat și am ia alte arme. Ok, gata, bun. Așa, vestă de 2, perfect, băieți, e clar. Stai să vezi acum, unde mă duc eu să lutez? 5 gluri, asta e bine, îmi place. Bun, bă, mă duc în cloc înapoi, bă. Știu că e o nebunie că în cloc probabil sunt playeri, dar știți cum e, na, cine nu știe nu te poate afecta. Așa că eu nu știu că sunt playeri, dar măcar în rim n-am știu că sunt, de-aia nu mă duc. În cloc tower, mâncava jucura voastră, nu sunt playeri în cloc tower, nu, deloc, nu dați, mâncava jucura voastră, eu n-am armă, bă. Ăștia vin puși pe mine, nu? Ok. Aham. Nu dați să moară, lasă-mă în pace. N-am armă, îți minor, îți vai steaua mea, n-am meduri, lasă-mă în pace. Îi prostesc, fii antenă, că îi prostesc. Tu vă, mă, micuța, mă, tot scoadă mâncava jucura voastră, ține după un player care n-are nici armă, n-are nimic. Nici gluri, mai am 3 gluri. Am înțeles, dacă nu găseam glurile astea... Dacă nu găseam glurile astea, băieți, acum eram în avion, cred că. Ori eram în avion din cauza când dădea revive, voi că se termina meciul. Bă, dar nu vreau minus, mă, că abia am făcut remaster, bă. Dar mai gata, mi-a pierdut urma. No, bun, și acum unde găsesc eu UMP? La casele astea mă îndoiesc că găsesc eu UMP, la ce noroc am eu. Doamne, și uitați-vă și voi cum mi-am stricat tot meciul. Ce aici, în patra? Eu atașamente, măcar poate găsesc UMP. Mamă, și e și târziu, băieți, când filmez eu clipul ăsta e vreo, nu știu câte ceasul, 12. Gabriela am văzut acolo, parcă a făcut kill cu MP-ul, a găsit un MP. Dar eu unul ce să găsesc mâncava jucura voastră, că n-am găsit nici gloanțe SMG, n-am găsit, da, pe un MP. Uitați-vă și voi, nimic, bă, nimic. N-o pun și acum, ce fac eu, unde mă duc de aici, mă duc la Factory. Ai de viața mea. Mamă, câte atașamente am. Să vedeți ce fac eu acum. Să vedeți ce eu dau eu de pe lea acum. 41 de playeri în viață. Și eu mă duc în mijlocul zonei fără arme. Mișto, îmi place, da. Cel mai mișto challenge ăsta e. Să mă bată, mă, bă, dacă eu am acum un minus. Da, bine, că dacă mor, îmi dau revive, sper. Sper. Ai, bă, MP-ule, bă, unde ești? Mâncate-ar tata pe tine.
Aoleu, ce-i asta? Am înțeles. Ce-i acolo mă cavaș groaba asta? Dă-mi MP-ul. Hai cu MP dacă e, da, aha. Aha, numai MP nu e. Am înțeles. Mișto, ce să zic, îmi place meciul ăsta. Mare un pic și mare și Gabriela. Și rămân cu Migdala. Migdala e cam sensibil așa, din câte le știu eu. Deci e clară treaba. Ăștia își dau revive în dreapta mea, dar degeaba că n-am ce să le fac. Haide, nu mai mă, că ba, piciorul, uite și tu. Gareno, dă-și mie un MP, Gareno, mâncați-a și curată. Bă, ce fac eu acum, bă? Întrebare întrebătoare, dacă dau acum de un scoat, ce fac? Ce fac? Dar fără mor, gen, fără răspunsul că mor, că nu vreau să mor. Că asta știu și eu. Vreau să trăiesc. Dar ce fac? Cum îi bat? Întrebare întrebătoare. Bă, nu, e clar. Eu trebuie să mă duc în cloc înapoi. Deși era squad acolo. Dar mă duc... Mă duc cu speranța că găsesc și eu un MP. Știți ce zic? Uite că scuță de 3. Păi, eu pe loot sunt bine. Teoretic sunt bine. Am un pistol de glue. Am 3 glue-uri, am meduri, am cască. Vezi, eu sunt bine. Știți ce zic? Dar... Pe partea de arme sunt, pa mă, șmecheră de tot. Hai mă, dă bă și mie bă în turnul ăsta un MP. Aha, mersi. Uite că și-o arătă la Oliver. Ok. Bun, acum sper să n-am player pe aici. Aha. Nu, n-am player deloc dacă e nu. Doamne, dar n-am unde să mă duc, mă întorc înapoi dacă mă întorc, mă întorc degeaba. Mai mă lotez pe aici, poate... Poate găsesc un MP, că văd că n-a fost lootat. Ce-i ăsta? Ai mă, să mor tu, vere. Mamă, ce am schimbat MP. Nimeni, nici eu acum ce fac. Mânca v-aș cu răba asta, era unul sus, nu, că mă duc pe jos. Mă duc pe sub cloc. Mă, deci nici nu mai știu să caut, să-mi ba piciora, am căutat numai de player, dar tot meciul numai de player am dat. Deci am dat un player de un squad când să mă duc în rim, n-am așa, am vrut să plec de acolo, am dat de squad la cloc. Acum mă întorc înapoi iară squad, am înțeles, e forță. MP-ul l-am găsit dacă e. Bine, nici n-am notat eu foarte mult, ce am notat? Am notat la mil, puțin la rim, acolo o casă aia, două case mai încolo. No, bun, e clar, vine și zona. Bă, nu că vreau să mă plâng, bă. Da, pe bune acum, jocul ăsta are ceva cu mine, mine. V-am zis, eu treaba și cu lutul, nu am lutat. Dar nici pe băieții mei nu-i văd să facă kill-uri, adică a făcut Gabriela un kill cu MP-ul și atât. Să mor, Miguel n-a făcut niciun kill, Laur n-a făcut niciun kill. Adică nu cred că sunt singurul ghinienist, nu știu cum să vă zic, dar cred că... Cred că e o problemă cu MP-ul ăsta. În cap aș jucura asta, am playeri. Aha. Nu, Daniel, să moară Jaxana, dacă mai dai, nu mai dă, gata. L-am liniștit. Acum sper să nu-i vină în squad-ul. Am înțeles, avea un MP dacă e ceva, da. Nici mi-a spart capul. Aud jocul încet, mă, și nici nu-mi dau seama dacă am player pe aici. M-am trezit cu el, l-am auzit, dar l-am auzit târziu. Mi-a dat capul scarul la apropiere. Băga mea și piciorul. Bă, na, măcar kill-uri am făcut. N-am găsit un MP, dar am făcut și eu un kill cu tiga aia. Mă e până la sfârșit, sper să găsesc un MP, dacă nu, ba piciorul, mă duc să-mi iau un chip pe cască. Măcar dacă toți suntem, să fim full de tot. Știți ce zic? Ia ce aici, un MP poate pe la... Aha. Doamne, nu mai e M4, bă, dacă facem challenge-ul cu M4, nu găseam atâtea, mă. De aici nu pot să cumpere un MP. Măga mea și piciorul meu. Reparăm căscuța. Și hai să mergem în zona acum. Am de pedalat și până în zona. Talent. Bă, bine măcar că nu mi-a murit squad-ul. Squad-ul meu e bine, nici nu văd să facă kill-uri, dar cât timp trăiesc e ok. Aha. Am înțeles. Bă, ca piciorul. Bă, stați-vă puțin. No, bravo, mă. Asta lipsea acum, uite-l. Nu, păi și cum îl bate pe ăsta cu băta? Băi, Cichician, ia lasă-mă tu pe mine în pace, bă. Nici nu mi-a murit scoada dacă i-a rămas cu migdală. Ăsta e cam sensibil așa de fel dacă vede un player să intimidează și moare.
Aoleo, nu că facem o schemă, băieți, punem așa și așa și plecăm și dacă trage după mine mă arunc. Dar nu trage. Migdală, nu muri, Migdală. Eu v-am zis că e sensibil. Aoleo, e emoționat. Mamă, mâncava și gura voastră. Și așa și playerul ăla de la Clock, dacă vine cu aha, a murit și Migdală. Bă, mâncava și gura voastră. Dar ce mă cu meciul ăsta avere? Mă joc la turneu pe 100.000 de diamante. Și la turneu, dacă mă jucam, mai aveam voie să iau arme măcar. Mă, partea bună e că am gluri. Dar partea nașpa e că dacă trage unul mine, nu mai ajung în zonă. Eu uite pe aia cum stau pe munte, nu știu dacă vedeți. Hai de viața mea cât s-a acolo. Dar e bine că sunt mai mulți, că gen se bat între ei și nu mă văd pe mine, știi? Că sunt concentrați, fiecare player e concentrat pe un player anume și nu mai stă să se uită în înconjor, să mă vadă pe mine. Dar cine știe cum dau acum de un player în fața mea? Știți cum bag tigaia în acțiune? Mamă! Tigaia asta, buta. Măcar dacă mai ai și eu coasa aia mare. Hai, atâtea am un cap, murea. Dar cu ăsta, ce să fac eu? Nu, e clară treaba. Nici nu știu unde să mă duc, n-am ce să fac decât să merg așa cu zona. E un player la apara mâncava și cura voastră. Uite-l. Doamne, numai de player, dar mă deja că nu merg că-s player, am văzut meciul ăsta. Hai de viața mea. Ok. Viața mea. Lasă-mă în pace că dacă mă întorc acum la tine nici n-ai idee ce poate tigaia asta să facă. Mai mă că-s hacker. Nu mă vede, nu? Nu mă vede, perfect, fugim, pa! Într-o mașină, bă! Mi se pare că e player și în casa era etaj. Doamne! Măi, și nu mai sunt mulți, mă, mai sunt 17 player cu tot cu mine. Dar am eu talentul ăsta să dau de player, uitați-vă și voi! Păca mea și piciorul, că dacă vreau să zic, dacă căutam player, mă, sunt meciuri, mă, când am loot totul de 3 și caut player, mă, și nu găsesc vere. Și acum că am și eu, uite-l pe ăla câte kill face cu MP1, ciudă îmi face să mor. Doamne. M-am plâns tot meciul, băieți, tot meciul, m-am plâns că n-am găsit un MP, dar pe dreptate. Pe dreptate, pe bune. Ok. Nu știu unde mă duc, dar încerc că... mă duc la casă de asta, poate găsi și eu pe aici un MP aruncat. Printr-un lootbox ceva, numai dacă am noroc să găsesc. Și așa un MP-ul e o armă care se joacă ăștia destul de mult, adică e o armă jucabilă, știți? Și gen, dacă o fi fost pe aici, bănuiesc că l-o fi luat deja. Dar cine știe, uite, n-a fost luat, că Double Vector. Bănuți, bă, uite că noroc, bă. Ok, mai dăm revive la 1. Mai dau revive la un player și după nu știu, mă, încerc să rezist așa, încerc să mai bag cu tigaia, nici nu știu ce să fac, să bag piciorul de MP. Nu, ceva îmi zice că challenge-ul ăsta nu mai miese. Opa. M-a speriat lootbox-ul, am zis că e player. Am bun, facem așa, dăm la primă și fugim. Care e Gabriela? Ce e în 14? Mhm, katana, dă-o cu-a. Nu știu dacă e mai bună katana, dar... are mai mult range, măcar. Am player. Asta are un MP. Nu mai are. A avut un MP. Aia finish. Ia finish, ia finish, ia finish odată, ia finish. Bine? Toate așa băieți, un MP mâncava și gura voastră. Mamă, câte gluri avea. Da, așa că m-o lua cu mamă, că ce loot avea ăsta, vere, să ai tu lootul ăsta, să dai din prost să te bată cu tigaia, ca mine. Am bătut cu coasa, i-am dat două coase, mamă, și câți bani am. Să ai lootul ăla, vere, să dai așa de un prost ca mine, să-ți dea două tigăi în cap. Aoleu. No, bun, parcă acum mă simt mai relaxat așa un pic. Nu știu, parcă s-a dus tot stresul. Trebuie să mai am player pe aici pe la casă, dar... mamă, și am și 13 gluri. Ok, am glanțe destule. Dar nu prea-mi place muntele ăsta. Opa, ce e aici, mâncava, războiul. Hai, să te văd pe unde vii. Domnule pro player. Să te văd pe unde vii. Hai mă că trebuie să vii. E în casă, cred. Hai bă, dar nu că mă știe. Dar de asta mi-era mie frică. Da, problemă cu zona, bă.
Sampa piciorul în el de meci blestemat. Ăsta e meci blestemat, bă. Cineva m-a blestemat, să mor eu. Camea și piciorul. Bă, i-am dat 104 cu 104, bere. Uite-l mă și pe ăla de la casă, mă, a scăpat în zonă. Cum eu acum? Aoleu, nu dați nenea. Bă, dacă ieși. Aha. Ce-a dat, mă, e în 14, dă-i clar. N-ai, mă, nu, s-a dus tot challenge-ul. Uite, nu mai nici băieții nu mai trag. Uite, trăgea cu M14-le, deja nu mai se face niciun challenge. Să-mi picior, nu mai, ne-am dus, nu mai. Asta cu MP-ul e prea de tot. Să-mi bat picior, o să mai încerc în altă dată. Promit că o să mai încerc o dată să fac challenge-ul ăsta. Dar nu mai, nu, o să trag și eu cu Thompson. O să trag cu toate armele să luăm buia dacă putem. Nu, e prea greu, mă, să-mi bat piciorul. Adică e greu în sensul că n-am găsit un MP și acum când am găsit m-au luat de pe munte de să-mi bat piciorul. Mi-a dat ăla cu M4-a de 3 și cu ce mi-a dat de m-a spart instant. Nici n-am apucat să fac un glup. Bă, dar ce faceți, mă, muriți? Mă intimidez dacă muriți. Opa, problemă, păi ăștia au loot, mă, eu ce scoadul meu vai de capul lui. Uite o cască, care nu pot să o iau. Ok, gluri. Ce vii? Unde vii? Hai! Unde vii? Mai sunt doi. A rămas eu cu Laur versus... A, mai e unul. Păi, să moară! Păca mea și piciorul în seringa ta. Că-s prost. Dacă pierd unul, chiar că-s prost. Dacă vine colegul. Vino, mă, vino. Vii tu, repede, dai tu, revive, nu mai dai revive, gata. Bă, să-mi bat piciorul, bă. Nu ne-a ieșit, mă, nu, deci nu se pune cum ar veni, bă, piciorul. Am, nu știu, ia cât am la plus. Ce am la maxim? Am la maxim, am avut 2500 de mergi și am avut 4 kg la maxim puncte. Dar nu se pune că ce am făcut, am bătut cu tigaia, cu MP-ul ce am făcut? Am dat două capuri cu MP-ul ăla acolo și cam atât, să-mi bat piciorul. Da, bă, băieți, bă, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare, mare like, un share și un subscribe. Eu v-am pat și promit că o să facem și partea a doua la acest challenge. Până atunci, v-am pat. Ciao, bă!